Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre enigmele Chinei, uimitoarea legendă a regelui Maimuță. Mitologia chineză e plină de povestiri și istorisiri care mai de care mai fascinante. Povestiri ce fac referință la credințele popoarelor antice despre zei, eroi și personaje legendare. Fenomenele naturii sau chiar originea universului. Din mitologia chineză sunt cunoscute o mulțime de personaje, dar și legende deja celebre, precum cea a generalului Guan Yu, Baxian, 8 nemuritori, Fuxi și Nuva, două ființe supranaturale cu trup de dragon, Pan Ku, Pangu, o entitate supremă primordială, sau a legendarului Sun Wukong, regele Maimuță. Legendele Chinei conțin numeroase personaje fantastice cu puteri supranaturale, eroi, zei atotputernici, spirite naturale și oameni divinificați. O lume fantastică învăluită într-o atmosferă plină de mister. Unul dintre cele mai faimoase personaje prezente în legendele chinezești pe care îl voi expune în acest documentar nu este nimeni altul decât puternicul și ambițiosul rege Maimuță, cunoscut sub numele de Sun Wukong. Prima apariție publică a legendarului Sun Wukong a fost realizată în romanul epic chinezesc Călătorie spre Vest, Journey to the West, o creație fantastică scrisă în timpul dinastiei Ming, 1368-1644, bazată în totalitate pe evenimentele din timpul dinastiei Tang, 618-907. Povestiri și adaptări populare. Autorul acestui personaj legendar ni-l descrie ca pe o entitate supranaturală mitică de aproximativ 1,3 metri înălțime, obraznic, ciudat și rebel, dar super curajos, inteligent, puternic și în același timp unul destul de ambițios. Un personaj puternic cu totul și cu totul special, care dobândește puteri supranaturale prin practici taoiste. După o revoltă împotriva împăratului de Jade, e închis sub un munte de către Buddha în schimbul eliberării sale, acceptă să-l însoțească pe călugărul pelerin Xuan Zhang în calitate de gardă de corp împreună cu monstrul cu cap de porc Zhu Bajie, demonul Sha Wujing și dragonul Long Wang, într-o călătorie spre vest pentru a recupera unele sutre budiste din India. Din vestitul roman mai aflăm că apariția acestei ființe s-a datorat unei pietre magice speciale formate la rândul ei de către impunătoarele forțe primordiale ale haosului. Se presupune că această piatră sacră ar fi fost aruncată pe vârful muntelui florilor din Huaguoshan, în spatele unei cascade imense, o regiune frumoasă și liniștită, pacifistă, unde forțele întunericului încă nu reușiseră să pătrundă pentru a-și pune amprenta. Datorită vântului și a fulgerelor, ce au continuat să lovească neîncetat, această piatră magică s-a transformat într-un ou de piatră, din care ar fi ieșit regele Maimuță. După nașterea sa, acesta s-a alăturat unui trip de maimuțe, ajungând în cele din urmă regele acestora, dar totul după ce a reușit să le găsească un loc special pentru a se adăposti de fenomenele naturii ce le puteau pune în pericol. O peșteră situată în spatele cascadei, numită Peștera Cortinei de Apă. Având un caracter ironic, plin de umor, acesta se autoproclamase regele Maimuță, cel Kipeș. Interesant e faptul că după o bună parte a vieții sale, în care acesta s-a tot bucurat, fiind fericit alături de tribul său, a început să fie preocupat de viitorul său, de trupul său efemer și importanța cultivării spirituale, dorind să devină un nemuritor puternic, cel mai puternic. Hotărât să-și găsească acea cale către nemurire, acesta și-a părăsit tribul, pornind într-o călătorie în căutarea unui maestru care să-l poată învăța cum să-și cultive trupul și spiritul, astfel încât să-și îndeplinească obiectivul mult visat. După multe zile de călătorie, acesta într-un final reușește să-și găsească un maestru daoist, sub tutela căruia el dezvoltă puteri fantastice supranaturale, însă e dat afară din școala maestrului său daoist din cauza temperamentului său impulsiv și necontrolat. Ajunge înapoi în ținutul natal, unde va rămâne ca rege în tribul său, dar se pare că necazurile par să se țină scai de acest personaj rebel și arogant, a cărei ambiție și stăpânire de sine sunt prea extravagante și total neconforme cu puterile dobândite prin inițiere. După o scurtă perioadă de timp, în cele din urmă, eroul nostru ajunge în ceruri, provocând o adevărată agitație, astfel încât împăratul de Jade al cerului, cel mai puternic, important său din panteonul tradițional chinez, încearcă să-l liniștească pe regele Maimuță prin acordarea postului de grăjdar ceresc. Aflând de poziția care i s-a încredințat și pe care o considera a fi una super înjositoare, acesta se opune, distrugând în totalitate liniștea din ceruri, oferindu-și singur titlul de mare înțelept al cerului. În fine,
Odată cu apariția împăratului deja de la fața locului, lucrurile au început să se mai calmeze puțin. Acesta trece greu cu vederea obrăznicii acestuia și îi face totuși o promisiune regelui Maimuță, care are nevoie de puțin timp de gândire până îi va găsi să-i ofere un post liber pe măsura abilităților sale. Conform mitologiei chineze, zeița Xi Wang Mu era consoarta împăratului de Jade. Drept urmare, Xi Wang Mu e mama diferiților zei precum Zusheng Niang Niang, Yang Guang Niang Niang și Xinu. Zusheng Niang Niang este considerată a fi zeița fertilității care ajută toate cuplurile să nască, în timp ce Yang Guang Niang Niang e protectorul celor orbi. Xinu, cea din urmă, e descrisă în cea mai importantă poveste a folclorului chinez, Fricosul și fata de țesător, unde zeința pur și simplu se îndrăgostește de un muritor fricos și e obligată să părăsească lumea zeilor. În general, zeița Xi Wang Mu în mitologia chineză e asociată cu secretele imortalității, în special cu piersicile imortalității. În mitologia chineză, aceste piersici se numesc Pantao, ceea ce înseamnă piersici plate, care cresc în grădina superbă a lui Xi Wang Mu. Conform unei versiuni a legendei, fantasticul piersic face fruct odată la 3000 de ani, iar în cinstea acestui eveniment, zeița va organiza de fiecare dată câte un banchet fastos. Interesant e faptul că una dintre poveștile despre banchetul dat de Xi Wang Mu se găsește în această legendară poveste Călătorie spre Vest. În această poveste, personajul fantastic, regele Maimuță, e numit în cele din urmă de către împăratul de Jade ca protector al piersicului magic. Însă când va ajunge în livadă, regele Maimuță descoperă că sunt 3600 de piersici care seamănă identic între ei. În fine, plictisile noul său job, acesta a început să îi împartă în trei grupuri, dar totul în funcție de puterile magice pe care le dădeau celui care le mânca fructul special. În primul grup erau cei care aveau un miros plăcut surprinzător cu fructe mici care rodau odată la 3000 de ani. Se spunea că acea ființă ce reușea să mănânce din acest grup devenea instant nemuritor, iar trupul lui devenea unul puternic și luminos. Următorul grup cuprindea pomii care aveau un miros puternic cu fructe dulci și care rodeau odată la 6000 de ani. Cel care mânca din ei putea să zboare și să rămână veșnic tânăr, iar în cele din urmă, din ultimul grup, făceau parte doar pomii care erau de culoare violet și aveau niște pietre galbene palide pe trunchi. Aceștia rodeau odată la 9000 de ani, iar cel care mânca din ei devenea etern ca cerul și pământul, plus puterile din primele două grupări. În zilele ce au urmat, rebelul rege Maimuță nu doar că a început să-și neglijeze îndatoririle primite, dar și fura fructele cele mai importante care rodeau odată la 9000 de ani, încălcând cea mai importantă regulă a cerului. O faptă pentru care nu va fi iertat așa ușor. În cele din urmă, fapta comisă a fost descoperită de Xi Wang Mu când aceasta își trimite servitorii să culeagă fructele pentru fastosul banchet. În tot timpul acesta, rebelul rege Maimuță s-a micșorat și dormea liniștit sub o frunză. Cu mâinile pline de piersici, el își făcea somnul de frumusețe, pur și simplu nu era conștient de fapta comisă. Când servitorii au ajuns la piersici, au constatat că nu mai există nicio piersică în afară de una. De fapt, piersica rămasă era chiar obraznicul nostru Maimuță, care, datorită faptului că nu-și putea stăpâni acele abilități proaspăt dobândite, se transformase din greșeală într-un mic fruct, o micuță piersică. Când regele Maimuță s-a trezit și a văzut servitorii, a început să strige la ei, să facă tărăboi, crezând că aceștia sunt hoți. Dar după ce a început să-i întrebe de unde vin, a aflat despre banchetul dat de Xi Wang Mu. Aflând el că ar putea să nu fie invitat la banchet, urmând să fie pedepsit pentru fapta comisă din acest motiv, regele Maimuță fuge părăsind livada. Pe drum se întâlnește cu nemuritorul de sculț și vine în minte o idee cum să participe. Îi spune nemuritorului de sculț că banchetul a fost anulat, iar regele Maimuță ia forma și participă la banchet. Sun Wukong ajunge la banchet înaintea celorlalți zei, se îmbată și distruge toată organizarea fastosului banchet. În acest moment, el își dă seama că ceilalți zei nu au ajuns, iar când aceștia vor ajunge și vor afla ce a făcut, vor deveni foarte furioși și, bineînțeles, îl vor pedepsi. Din acest motiv, Sun Wukong încearcă să fugă în grabă de la banchet, fără ca nimeni să-și dea seama, dar deja armata regală a reușit să-l înconjoare și începe un război total cu cerul. După multe bătălii aprice și multe distrugeri, acesta în cele din urmă e capturat, iar pentru faptele sale, regele Maimuță va fi închis sub un munte timp de 500 de ani. Se întâmplă ca după acea lungă perioadă de timp, un călugăr taoist, numit Călugărul Tang, cunoscut și sub numele
Xuan Zhang să treacă într-o bună zi prin dreptul închisorii sale, eliberându-l. Regele Maimuței mulțumește călugărului Tang și cere să-l primească ca ucenic. Reticent la început față de viitorul discipol, pentru că acesta nu era om, maestrul a început să fie impresionat de determinarea, inteligența și perseverența maimuței, căreia i-a dat numele de Sun, care amintește de originea sa simiană, și Wukong, care amintea de conștiința sa, care a trebuit formată de la origine, dar pentru a-și controla energia nestabilită și a-și canaliza pornirile violente, noul maestru al său l-a făcut să poarte o bentiță de aur dăruită de către Bodhisattva Guanxin Pusa. Aceasta, atunci când era spusă o rugăciune specială, se putea strânge și astfel putea provoca o durere cumplită prin compresia capului, celui ale cărui acțiuni se dovedesc contrare preceptelor lui Buddha și principiilor budiste. În fine, Sun Wukong nu se simte deranjat de dorința maestrului și pornesc într-o călătorie lungă. Pe parcursul călătoriei lor din China spre India, datorită faptului că a fost născut pe cale magică, Sun Wukong reușește să-și îmbunătățească și să stăpânească acele puteri supranaturale dobândite. Acesta a învățat cum să ajungă un luptător puternic, protejându-se de tehnica celor trei dezastre, stăpânind arta celor 72 de transformări, diverse arme, animale și obiecte diferite, arta de a se multiplica sau de a se minituariza. Asta doar datorită faptului că fiecare fir de păr avea proprietăți magice și puterea de a ajunge dintr-o singură săritură până la nor, ba chiar să meargă pe aceștia. În urma multor antrenamente bizare, a reușit să devină mult mai puternic, dobândind noi aptitudini. De exemplu, după ce a reușit să supraviețuiască 49 de zile într-un foc divin, ochii se au câștigat puterea de a recunoaște demoni polimorfi sub diferite avatare. A învățat de asemenea vrăși puternice care pot stăpâni vântul sau separa apa, vrăși ce pot să formeze cercuri de protecție împotriva demonilor sau să înghețe oameni, demoni și zei deopotrivă. Datorită faptului că acesta devenise nemuritor, lui Sun Wukong au început să-i ofere ascultare la nevoie diferite spirite ale pământului și ale munților, precum și alte ființe din mitologia chineză. După multe peripeții în care personajele noastre se confruntă cu o serie multiple de încercări și obstacole, li se vor alătura alți noi discipoli, un căpcăun de râu care își ispășește păcatele, un porc antropomorf și un dragon ce avea abilitatea de a se transforma într-un cal. În acel timp, forțele întunelicului, folosind forța și înșelăciunea, au trimis o mulțime de demoni și spirite rele în încercarea de a-i opri prin diferite mijloace de la călătoria lor spre cultivarea spirituală, dar întotdeauna aceștia au ieșit triumfători. Se întâmplă ca într-o zi călugărul Tang și discipolii săi să intre într-un misterios munte numit Muntele Tigrul Alb, unde locuia un demon puternic înșelător numit Demonul Schelet. Pentru a distruge echipa călugărului, demonul ia o formă umană, transformându-se într-o fată firavă, blândă și super frumoasă, dar regele Maimuță, datorită acelor abilități bizare, recunoaște înșelăciunea și o omoară pe falsa ființă, descurajat. Spiritul demonului iese din cadavru și se retrage, între timp călugărul Tang e îngrozit de violența nejustificată a regelui Maimuță. Înainte ca regele să poată oferi vreo explicație, demonul schelet încearcă din nou, de data aceasta transformat într-o asemănare a mamei fetei. Regele Maimuță nu se lasă păcălit și, fără prea multă șoveală, ucide din nou demonul. Acum blândul călugăr își iese total din minți, începând să fie destul de agitat de fapta comisă de Sun Wukong. Demonul simte momentul slab și mai face o încercare și se transformă instant în tatăl fetei. De data aceasta, regele Maimuță distruge demonul complet. Călugărul Tang, păcălit de aparențele înșelătoare ale demonului, respinge loialitatea regelui Maimuță și le expulsează din pelerinajul spiritual. În ciuda faptului că e nedreptățit de mai multe ori de către maestrul său, regele Maimuță rămâne loial călugărului Tang, oferindu-i protecție din toată inima în timpul întregii călătorii. Chiar după ce a fost respins, el îl salvează pe călugăr de la pericolele ce urmează. După depășirea celor numeroase încercări și obstacole, grupul se întregește și se întoarce în cele din urmă în China cu scripturile sacre. Drept recompensă pentru realizările sale, regele Maimuță primește titlul de Buddha biruitor în conflicte. Rui Jingu Bang, legenda toiagului magic, acul regelui Maimuță. Această fabuloasă armă mitică apare pentru prima dată în al treilea capitol, când vestitul rege Maimuță merge în regatul subacvatic al regelui dragon din Marea Estică. E ca un baston asemănător celor al călugărilor Shaolin.
Totuși, această armă magică, acoperită cu un aur masiv cu inscripții asiatice și cu o greutate imensă, deține o poveste învăluită într-un mister încă neelucidat. Sun Wukong era într-o căutare a unei arme speciale potrivită abilităților sale fantastice și se pare că ar fi ajuns până la Palatul Apelor de Cristal pentru a satisface acea dorință. Când s-a ajuns la concluzia că toate armele magice, săbi, sulițe, topoare și halebarde, ce cântăreau enorm de mult, nu erau chiar pe placul său, regina dragonului sugerează soțul ei să-i ofere lui Sun Wukong un stâlp de fier ce părea a fi total inutil. Pur și simplu, aceștia păreau ca și cum își doreau să scape de acel obiect și, bineînțeles, de insistențele rebelului Sun Wukong. Ea susține că stâlpul antic a început să producă lumină cerească cu câteva zile înainte ca aceasta să poposească în regatul apelor. Interesant e faptul că romanul descrie stâlpul ca fiind un stâlp de fier de culoare neagră, având o înălțime de 20 de picioare și lățimea unui butoi imens. Regele Maimuță nu stă mult pe gânduri și îl ridică, sugerând că o dimensiune mai mică ar fi mai ușor de manevrat. Zis și făcut, bastonul imens se conformează dorințelor sale și se micșorează. Bastonul ajunsese să fie doar puțin mai înalt decât el și gros ca un bob de orez. Ajunsese să-l micșoreze până la dimensiunea unui iac. Interesant e faptul că acest baston magic, conform mitologiei chineze, ar fi fost folosit de marele Yu pentru a măsura adâncurile Marelui Potop ce s-ar fi desfășurat pe teritoriul Chinei. Bastonul magic, ce se presupune că ar fi avut o greutate de 8 tone, își asculta noul stăpân, se mărea sau se micșora după dorințele sale. Creatorul acestui personaj fantastic, ce face parte din mitologia chineză și prin această capodoperă numită Journey to the West, a reușit să expună o ființă uimitoare cu puteri supranaturale cu mult peste ceea ce suntem în mod direct obișnuiți să descoperim în creațiile mitologice dezvoltate pe teritoriul european. Un personaj puternic și abil, capabil să reziste celor mai buni luptători din cer, cât și unei armate imense. Vă recomand cu încredere romanul Journey to the West și creațiile alternative ale acestei capodopere captivante. Așa cum ar spune Marin Preda, chinezării. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă sun ca de obicei pe curând.